Pedeapsa lui Nestorie, hulitorul Maicii Domnului. Rău credinciosul Nestorie, după ce a fost adus din Antiohia la Constantinopol și ales patriarh după Sesinie, la început se arăta pe din afară drept credincios și nu zicea nimic împotriva dreptei credințe. Însă în inima sa ticălosul era eretic, numind pe stăpânul Hristos numai om, nu și Dumnezeu, iar pe născătoarea de Dumnezeu numind-o nu născătoare de Dumnezeu, ci născătoare de Hristos. Ereticul Nestorie n-a putut să ascundă mult timp în inima sa o travă eresului său și fiind patriar, a început a învăța pe popor aceste hule contra lui Hristos și contra născătoare de Dumnezeu zicând: Eu nu voi numi Dumnezeu pe acela care s-a zămislit în pântece de femeie și a așteptat un număr de zile și de luni până să se nască. Nici nu voi numi născătoare de Dumnezeu pe femeia care a născut om cu trup din firea sa. Care va numi pe Maria născătoare de Dumnezeu să fie anatema. Rostind aceste hule, s-a făcut mare tulburare și dezbinare în popor. Mai pe urmă de toate, eresul lui Nestorie, crescând din zi în zi tot mai mult, dezbinarea bisericii sporea din ce în ce mai rău. Mulți episcopi stricându-se din vătămarea eresului acestuia. Drept credinciosul împărat Teodosie cel tânăr, văzând acestea, vrând să îndrepteze aceste sminteli și să curețe biserica lui Hristos și grâul dreptei credințe, de mărăcinii și neghinele rătăcirii lui Nestorie, a poruncit ca să se adune în Efes la anul 431, al treilea sobor de a toată lumea. S-au adunat din toată lumea 200 și mai bine de episcopi, iar câți nu puteau să meargă în persoană pentru vreo împiedicare de nevoie, aceștia și-au trimis delegații lor. Fericitul Chiril, conducând lucrările acestui sinod de a toată lumea, a propovăduit și învățat împreună cu ceilalți sfinți părinți următoarele: Domnul nostru Iisus Hristos este unul după ipostas, Dumnezeu adevărat și om adevărat, iar Preacurata Fecioară Maria, care l-a născut pe El cu trup, este cu adevărat născătoare de Dumnezeu. Pentru aceea s-a făcut mare bucurie la toți credincioșii și tot poporul cetății Efesului bătea din palme și strigau într-un glas: Nu este mai mare Artemida efesenilor, după cum s-a scris de demult, ci este mai mare Preasfânta Fecioară Maria, născătoare de Dumnezeu. Iar pe Nestorie, părinții acestui sinod l-au anatemizat și caterisit, ca pe un eretic și hulitor. Dar fiindcă el nici așa nu se liniștea, ci propovăduia eresul lui mai departe, pentru aceea l-au surghiunit în Tason, apoi în Oasinul Arabiei, care pe turcește i se zice Iprim. Blestematul Nestorie, aflându-se acolo și a luat dumnezeieștele pedepse, limba lui cea hulitoare a putrezit și a fost mâncată de viermi, de asemenea a putrezit și tot trupul lui. Iar în Tebaida de sus, ticălosul Nestorie a pătimit moarte înfricoșată și dureroasă, asemenea lui Arie, căci pe când avea ieșire afară, a început a vorbi contra lui Hristos și contra născătoarei de Dumnezeu. Pentru aceasta, îngerul Domnului l-a lovit și s-au vărsat toate măruntaile lui tocmai în ceasul necurățeniei și acolo și-a dat sufletul acel om rău.
o necinste și o pedeapsă a luat ereticul Nestorie, cel de un gând cu iudeii.